veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Vom continua să vorbim despre bisericile din Cartea Faptele Apostolilor. Ne vom opri în mod deosebit în Fapte, capitolul 13, unde este scris, vedeți de la versetul 13, lucrarea pe care Domnul a desfășurat-o prin Barnaba și Pavel în Antiohia Pisidiei. Antiohia este localitatea, iar Pisidia este zona sau regiunea respectivă. Scrie aici, în versetul 14, din Perga și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În mod special, activitatea lor s-a desfășurat în acel oraș, în acel centru, dar fiind în versetul 49, cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Și prin asta înțelegem că și comunele și satele, sau cum erau împărțite atunci administrativ, din jurul acestui centru au fost evanghelizate. Și dacă vom fi atenți în Cartea Faptele Apostolilor, cam așa s-a desfășurat campania de evanghelizare a Apostolului Pavel. Se ducea, cum am spune noi, într-un anumit județ, se localiza în reședința de județ, evanghelizat acolo și de acolo în toate localitățile mai mici din jur, care țineau, să zicem, de acel județ sau de acea regiune sau de acea provincie, cum era atunci, duceau Evanghelia. Dar centru era în orașele principale. Este un model de evanghelizare, așa după cum a intrat și Iosua în țara Canaanului, direct în centru și de acolo campanii de cuceriri militare în diferitele zone ale Țării Sfinte, la munte, la șes. În mod special ne-a rămas pe pagina Scripturii din lucrarea din Antiohia Pisidiei cel mai lung pasaj din predicile Apostolului Pavel scrise în Cartea Faptele Apostolilor. Și o să ne oprim să urmărim un pasaj din predica Apostolului Pavel. Aici de la versetul 16 este acest cuvânt. Vom privi două aspecte la lucrarea de aici. Mai întâi la felul în care a fost evanghelizată și formată biserica de aici și apoi ne vom opri în dreptul predicii Apostolului Pavel. Citim în versetul 14. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Activitatea de evanghelizare pornea peste tot, acolo unde se putea, vom vedea noi că la Filip este altfel, pentru că n-a fost sinagogă, oriunde era sinagogă, Pavel se ducea mai întâi în sinagogă. Amintiți-vă și de ceea ce a spus Domnul Iisus când trăia, atunci când o femeie cananeancă vroia să vină să-i vindece fica. Domnul a zis: eu sunt trimis mai întâi la oile pierdute ale casei lui Israel. Aceasta a fost ordinea lui Dumnezeu. Să înceapă mântuirea oamenilor cu cei din sinagogă. Și Domnul Iisus mai întâi mergea în sinagogi și de acolo mai departe. La fel, Domnul, când își face lucrarea și prezența, și-o face la biserică și lucrează la biserică. Dumnezeu se extinde activitatea și dincolo de zidurile bisericii și de orarul bisericii. Dar lucrarea numărul unu a lui Dumnezeu a fost și rămâne la sinagogă și respectiv acum la biserică. De aceea cine vrea să-L vadă pe Dumnezeu lucrând mai în plen și mai din plin, lucrul acesta se face la biserică, la sinagogă, la locul de adunare. Evreii la orarul de sinagogă citeau, scrie despre asta și în 15, tot în Fapte cu 21, căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Deci în fiecare sabat, evreii împrăștiați printre neamuri, citeau din lege și, așa după cum s-a citit aici, din proroci și, evident, și aveau și din psalmi. Și astăzi s-a păstrat, au ei un anumit orar de citire a Vechiului Testament, desfășurat de-a lungul anului. Haideți să deschidem puțin în Nemia 8. Din vremea de unde scrie că din vechime e citit Moise în sinagogi. Sinagoga, știți, s-a născut atunci când n-au mai avut evrei templu. Până a fost templu, nu întâlnim sinagogi. Dar după distrugerea templului,
pentru a-și găsi un loc unde să se apropie Dumnezeu, unde să învețe și unde să-și stâmpere sufletul și unde să-și păstreze credința și chiar neamul și l-au păstrat, în Nemia 8 scrie de la versetul 1, când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor, atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii Moise date de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Versetul 3, Ezra a citit în carte de dimineața până la amiază, în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Și versetul 8, ei citeau deslușit, știți ce spune și Pavel lui Timotei, ia bine seama la citire, că uneori nici la citire și nici când ascultăm, nu suntem suficient de atenți. Și dacă nu suntem atenți, ori nu înțelegem, ori înțelegem greșit. Știți, și în discuțiile dintre oameni, dacă unul spune ceva neatent, spune așa și nu știe exact ce vrea să spună și altul care n-ascultă bine, se nasc disensiuni. Așa ai zis. Și spune, n-am zis așa. Așa ai vrut să spui. La fel se întâmplă și când nu citim corect și nu ascultăm atent Scriptura. Nu înțelegem sau înțelegem eronat. Și de asemenea, îi arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citise, adică explicau ceea ce citeau. Deci, încă de la înființarea sinagogii, activitatea a constat în citirea unor pasaje din Vechiul Testament și explicarea lor, adică predică, cum ar fi și astăzi. Bine, predică atunci când îi predică. Deci când citim ceva și explicăm. Am citit aici în versetul 15, ne întoarcem din nou la Fapte 13, că asta se întâmpla în fiecare sabat. Este acel orar care datează din Geneză 2, că la fiecare șapte zile omul trebuie să-și întrerupă activitatea, să-și aducă aminte de Creator și să se pună la punct cu cele sfinte. Citim și în versetul 42. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Versetul 44. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Însă, cine vroia, mai studia și în afara orarului de sabat. Uitați-vă ce spune versetul anterior, 43. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei, și îndemnau să stea în harul lui Dumnezeu. Deci oamenii evlavioși, și aici puteți să vă verificați evlavia, cine-i prezent la adunare și atent, dar și după adunare se întâlnește cu unul care e pe aceeași idee sfântă și mai discută din Scriptură, și mai se roagă. Asta înseamnă că este un om evlavios, care și în afara orarului de adunare, îl interesează lucrurile sfinte. Cum spune și Pavel 2 Timotei 4:2, stăruiește asupra cuvântului la timp și ne la timp. Cine-i numai după orar, este un creștin mediocru. Dar unul evlavios, care îi place lucrarea sfântă, va stărui și în afara orarului obișnuit. În versetul 42 scrie că neamurile l-au rugat să vorbească. Ce căuta neamurile la sabat, la sinagogă? Este vorba, în primul rând, de prozeliți, de cei care dintre neamuri trecuseră și adoptaseră credința iudaică, mozaică. Și în versetul 44 ne spune că s-au adunat toată cetatea, înseamnă că au venit și alții, cum ar fi la noi la evanghelizare, când vin și alți prieteni și oameni care nu sunt membri sau nu frecventează în mod regulat biserică. Așa s-a întâmplat și atunci. Oricum, înseamnă că cei care au fost la biserică le-au spus și la ceilalți să vină, că doar n-au citit din presa locală. Astfel s-a format lucrarea acolo prin această echipă misionară și s-a deschis o adunare în Antiohia Pisidiei, adunare la care slujba diferea și față de cea din sinagogă, că dacă vă amintiți, slujba într-o adunare este compusă din cuvânt condus de Duhul lui Dumnezeu și împletit cu darurile sfinte. Dacă e numai Vechiul Testament, aia este sinagogă. Dacă e cuvânt cu daruri sfinte, asta e biserică nou testamentală. Două categorii de credincioși distingem. Două categorii în formare. Ucenici și lucrători. Ucenicii sunt, de fapt, lucrători care n-au ajuns încă lucrători.
alt fel de membri, biserica nou-testamentală în Faptele Apostolilor, nu o să găsiți. În biserici acum sunt oameni care n-au altă treabă și nici nu spun problema să fie ucenici, adică să crească în Harul lui Dumnezeu, să ajungă la maturitate. Problema lor este să fie membri, să-și plătească o cotizație, cum ni se mai întâmplă și noi uneori, mai mergem pe câte o familie și când te vede și zice, n-am plătit încă pe anul ăsta. Ce? Noi strângem, colectăm impozitele pe anul ăsta? Deci unor le se pare că asta înseamnă să fii creștin, să-ți plătești dare la biserică ca să ai locul tău în cimitir asigurat, să fii într-o biserică ca să aibă cine te curuna, cine te îngropa când trebuie, să mai faci câte o mătănie așa din când în când sau să participi și tu acolo, mai mă duc și eu când pot. Asta e o idee greșită, adică fii tu acolo un fel de membru. În Noul Testament nu sunt decât ucenici și lucrători. Ucenicii care sunt în formare și vor să ajungă și ei lucrători. Citim despre acești ucenici ce îi caracterizează. Versul 43, recitim. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, un ucenic trebuie să fie marcat de evlavie, de dorința de sfințenie și de apropiere de Dumnezeu. Asta e cea mai de bază calitate a unui ucenic. A fost întrebat cândva un antrenor de sport, ce iubești mai mult? Viteză, anumite alte aptitudini? Ce nu? Cel mai mult iubesc dorința cuiva de a face sport. Mai presus de alte calități, la fel și în biserică, prima calitate a ucenicului este să fie evlavios, să dorească, să fie cu râvnă, să vrea. Că dacă vrea, Dumnezeu poate să facă, amin? Dar dacă nu vrea, poate să fie apt. Dar dacă e pasiv și nu-l interesează, ce să faci în cu el? Deja mai mare dacă nu mai crește. În al doilea rând, versetul 44. Aproape toată cetatea s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Nu există altceva care să ne poată forma în afară de cuvânt. Cuvântul ne învață cum să trăim, cuvântul ne învață cum să lucrăm, cuvântul ne pregătește pentru cer. Păi cuvântul ne-a lăsat Dumnezeu ca să ne instruiască, să ne formeze. După cum un ucenic într-o anumită meserie învață după anumite cărți de specialitate, și dacă nu le învață, n-are cum să devină ucenic, la fel, un ucenic al Domnului învață din Scriptură. Și nu numai că învață. Ia uitați ce le-a spus în versetul 43 în final. Și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Ori în harul lui Dumnezeu fiecare are o chemare, o lucrare și trebuie să stărui în harul lui Dumnezeu, care e har de mântuire și har de lucrare. Și mai citim de aici, apoi, versetul 46. Dar Pavel și Barnaba le-au zis, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Deci nimeni nu-i vrednic să facă vreo lucrare, nici măcar să fie chemat fiul lui Dumnezeu. Cum spunea fiul risipitor când s-a întors acasă? Eu nu sunt vrednic. Nu noi suntem vrednici. Pavel spune, eu nu sunt vrednic să port numele de apostol. Și da, uite, Domnul a lucrat prin mine, deci asta e lucrarea harului lui Dumnezeu. Deci să nu facem zadarnic harul, să-l lăsăm să se manifeste prin noi. Și harul din ucenici va face oameni sfinți, îi va maturiza și le va da o lucrare. Versetul 48 apoi. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul lui Dumnezeu. Și toți ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Și întoarcem la versetul 22 din capitolul 14. Când s-au întors, întărind sufletele ucenicilor, deci o adevărată ucenicie merge din creștere în creștere, te întărești. Mi-amintesc zilele trecute a fost o descoperire pentru unii din tinerii de aici. Domnul în vremea aceasta vrea să-ți înfingi rădăcinile mai adânc, ca să devii mai solid pentru lucrarea care vrea Domnul să o facă cu tine. Și după câteva ore vine și îmi spune, uite, am o îndoială în privința asta, în privința asta nu sunt chiar sigur, aici nu știu exact cum trebuia făcut. Și m-am amintit că la fix a fost mesajul din partea Domnului. Că el avea nevoie să fie întărit, să fie stabilizat și îndemna să stăruie în credință. Deci să insiști, să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Deci să te împași cu ideea oricăror probleme vor veni, să lupți și să mergi înainte. Mi-amintesc eu din vremea când făceam noi liceu, erau acele ore de practică. Erau unii dintre elevi care se dădeau pe lângă maestru, vreau să învețe, dar alții care nu-i prea interesa. Fie că rezolvau cu o scutire dacă era practică sau fie că să fie și ei pe acolo, prin atelier. Măcar atunci când e nevoie. La biserică nu e așa. Să fim pe aici, să ne vadă. Dacă nu cel puțin la cină. Să fie evlavios, să primești cuvântul, să-l lasă să lucreze și să stărui într-un anumit har care îl are Dumnezeu pentru tine.
Un har al mântuirii și un har al lucrării, Domnul să ne ajute, amin. Și cei care au stăruit mai puternic și au avut o chemare pe linia aceasta, spune versetul 23, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Orice biserică înființată de apostoli a fost o biserică în care după o anumită vreme, vedeți, n-au putut să pună prezbiteri, cum este și normal, prima dată când au evanghelizat. Dar după ce s-au întors, după un timp oarecare, au putut să pună lucrători acolo. Vorba lui Moise pe când se moară. Zice, Doamne, rându-i peste ei un om care să aibă cine să-i bage și cine să-i scoată, dacă nu altceva. Să dirigeze slujba. Dar lucrarea mai mare este să îi sprijinească pe ceilalți, ca și ucenicii să ajungă și ei lucrători la rândul lor. Biserica, așadar, din Antiohia Pisidiei, au fost oamenii ieșiți din religie, ieșiți din sinagogă, și oamenii ieșiți din lume, adică dintre neamuri. Și din aceste două locuri trebuie să se desprindă orice adevărat ucenic. Cine nu iese din religie, nu e adevărat ucenic. Și cine nu iese din lume, de asemenea, nu e adevărat ucenic. Cu aceste două entități avem de a face cât trăim. Cu religia și cu lumea. Lumea condusă de autoritatea politică, de stat. Versetul 45 scrie, iudeii când au văzut noroadele s-au umplut de pismă. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bajocoreau. Deci din partea altora religioși, întotdeauna ucenicii se vor alege cu bajocură. Spune Pavel că e regulă, cel firesc prigonește pe cel duhovnicesc. Asta este regula. Și apoi, versetul 50, dar iudeii au întărătat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, deci conducerea lumii, au stârnit o prigondire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Rețineți, probleme cu autoritățile statului, de regulă avem tot pe motive religioase. Că n-avea treabă ea de la primărie cu ei, dar tot ăștia religioși i-a băzuit. Întotdeauna, cele mai fervente frigoane au fost cele conduse de un for religios, prin forul statal. Și pericolul cel mai mare este pericolul unei religii false și apoi este pericolul lumii de afară. Domnul să ne ajute să ne purtăm cu înțelepciune și față de cei religioși și față de cei de afară. Dorim să se pocăiască, să se mântuiască și unii și alții. Amin. Vreau să ne uităm acum în predica apostolului Pavel. Vom citi de la versetul 16. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis, bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu. Deci la biserică umblă de regulă oamenii care se tem de Dumnezeu. Ascultați! Și ne vom citi primul pasaj din predică. Dumnezeu acestui popor Israel a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe poporul acesta în timpul șederilor în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie. Și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri le-a dat judecător până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel, am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Pavel, ca și Ștefan în predica lui, ca și Petru în predica lui, și ca și mulți psalmi, a făcut apel la istoria poporului evreu. Și mai târziu, când predică de apărare după ce a fost arestat, Pavel a început a prezenta pe scurt istoria poporului Dumnezeu. Este un aspect frumos întotdeauna când vorbim cuvântul. Dacă vreți, Biblia în sine e o predică care începe cu istoria lui Dumnezeu cu Israel. Istoria cu patriarhii și apoi istoria cu Israelul. Și apostolii au făcut caz foarte mult de mersul lucrurilor cu Dumnezeu și a condus istoria. Și au făcut apel la lucrurile din vechime. Știți, și scrie în Noul Testament că Dumnezeu va scoate lucruri ascunse de la întemeierea lumii.
și pe celelalte care sunt scrise, toate sunt scrise spre folosul nostru. De aceea vă rog, chiar dacă pentru noi este fundamental Noul Testament, Vechiul Testament constituia Scriptura din care au predicat apostolii. Și eu am auzit pe unii care au spus, dar cum predici din Vechiul Testament? Dar Pavel și cu Petru numai din Vechiul Testament predicau oameni buni. Ei, în partea a treia a predicii, făceau apel numai la învățăturile Domnului Iisus. Dar din Vechiul Testament nu făceau altceva decât să îl arate pe Iisus. Și acum uitați-vă cum predicau ei. Spuneau istoria la rând și punctau anumite evenimente speciale. În predica lui Ștefan, de exemplu, e punctat mai evident Moise. După ce a vorbit de lucrurile acestea vechi, scrie de la versetul 24. Înainte de venirea lui Iisus, prezentat în versul 23, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela. Ci iată că după mine vine unul, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Versul 27. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marilor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși i-au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Au prezentat lucrurile vechi și apoi au prezentat lucrurile noi. Adică exact după modelul care Domnul Iisus l-a dat în Matei 13 când a spus. Versetul 52. Orice cărturar, deci orice om care predică, care a învățat ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu, aceasta este o predică cum trebuie despre împărăția lui Dumnezeu, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vestiria lui lucruri noi și lucruri vechi. Trebuie să legate Vechiul Testament de Noul Testament. Și apoi trebuie să legată Scriptura, care într-un fel este veche, cu realitățile de astăzi. Așa au predicat apostolii. Dacă ar predica cineva numai din vechime și am face istoria antică până am crede că nu mai știm în ce an trăim, la cine ar folosi doar asta? Dacă unii s-ar așa și-ar spune, nu, Dumnezeu totul are numai acum și aici. Și am pierdut realitatea cu istoria care a fost până aici. Când ne să ne întâlnim în rai cu cei din perioadele respective, o să fim străini de ei sau ei de noi. Dumnezeu are aceeași lucrare de care trebuie să ținem cont de la început până la sfârșit. Să vedem toate etapele lucrării lui Dumnezeu. De aceea, în cuvântul care îl avem în fața bisericii, este important să prindem diferite momente care să surprindă istoria de la început până la sfârșit, cea veche și cea nouă, cea biblică și cea de astăzi, la modul în care se împlinește. Domnul să ne ajute. Amin. Cea veche era istoria lui Israel, cea nouă lucrarea lui Ioan și a Domnului Isus. Uitați-vă acum aici în predica lui Pavel, ce frumos explică el pe Domnul din Vechiul Testament. Versetul 23. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor care este Iisus. L-a legat de David. Apoi, versetul 27. Căci locuitorii din Ierusalim n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor. L-a legat pe Domnul Iisus de prorocii din Vechiul Testament, care toți, spune Petru în 1 Epistola, capitolul 1, că îl vizau pe Domnul. Un adevărat cuvânt tratat prin Duhul lui Dumnezeu ne arată să facem legăturile acestea, să vedem cum Dumnezeu își are firele sale de legătură și își împlinește toată istoria la fix și la punct și virgulă. Versetul 29. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos. Ce frumos! Mă gândesc ce clar era în mintea apostolilor când vedea ce s-a întâmplat la zi și le citeau în Vechiul Testament. Cum să nu fi încredințat pe un asemenea Dumnezeu? Dar ce învățătorii și ceilalți cărturari din vremea Domnului nu învățau și ei din Vechiul Testament? Dar ei unde le puneau? Pe seama cui? Deci trebuie să avem unde le lega. Ceea ce facem trebuie să aibă legătură cu Scriptura. Ceea ce se întâmplă. Trebuie legate cele noi de cele vechi, dovedite și puse la locul lor și Domnul să ne ajute. Amin. Făgăduințele sale sunt ca niște frânghii pe care le dă drumul din cer, le leagă de acolo și noi trebuie să ne agățăm de ele.
Asta e făgăduința cu Duhul Sfânt, ne prindem de ea. Asta e făgăduința că vine Iisus, o apucăm. Asta e făgăduința cu tare, făgăduința cu tare. Toate se leagă. Care nu se leagă, e greșit racordul. Nu este ceva în regulă. Când nu avem punct din Scriptură de ce să ne legăm, fie în învățătură, fie în trăire. Domnul să ne sprijinească așa să fie. Amin. Pe de o parte, asta a tratat Pavel în predica sa. Cât de bine se ține Dumnezeu de ce a spus, cât de frumos se leagă toată Scriptura, toată lucrarea lui Dumnezeu. Cum nimic nu e anarhic și totul e bine pus la punct, se împlinesc la fix evenimente mici, evenimente mari. Și de asemenea, am avut ceva frumos în predica sa. Uitați-vă ce spune la versetul 38. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Ce folos dacă nu m-am studiat Scriptura și am devenit savanți în literatura sfântă și în cea veche? Dacă asta e numai așa o teorie care vedem ce frumos pușcă și ce frumos nimerește? Dacă noi am rămâne atât în păcatele noastre? Deci pe lângă faptul că vedem frumusețea lui Dumnezeu, a lucrării sale și a Scripturilor, un cuvânt care vine de la Domnul, dacă îl credem, ne iartă păcatele. Omul trebuie să se simte eliberat. Spune Pavel Corintenilor, când am venit la voi, am venit însoțit de prezența și puterea lui Dumnezeu. Și asta este o putere care iartă păcatele. Noi vestim oamenilor pe Iisus ca să fie iertați. Dar prima parte este foarte importantă ca omul să știe în ce să creadă. Că dacă nu pot să-i spun omului, auzi, ia tratamentul cu tare și strece. Da, de unde? Da, s-a mai vindecat cineva așa? Și dacă îi spun și cu tare și cu tare, atunci începe încet, încet, mai. Dacă și alții s-au făcut bine, înseamnă că mă pot face și eu. Dacă legăm mărturisirea pocăinței și a iertării păcatelor de toată istoria asta, omoare de ce se țină. Se ține de făgăduințele lui Dumnezeu. Și când vede cum a lucrat Dumnezeu, atunci este și el sigur că și pe el poate să-l ierte și să-l mântuiască și Domnul să o facă. Amin. Cum credeți că în timpul Domnului Iisus venea Magdalena și alții care au fost cuprinși de demoni și așa mai departe și ascultau cuvântul lui? Păi oamenii se simțeau eliberați. Spune Biblia în Matei 7 că el nu învăța ca și cărturare și avea o putere. Îi elibera și de duhuri și de boli, dar elibera și sufletește. Se simțeau liberi. Erau păcatele lor iertate. Și nu orice iertare. Spune aici, sunteți iertați și de lucruri de care n-ați fi putut fi iertați prin legea lui Moise. Acum în vremea noastră, oamenii provin, să zic, de regulă din alte denominațiuni creștine. Și omul se mai simte iertat și în credința lui. Dar când vii la Hristos, te iartă pe deplin. Oamenii mergeau la templu și aduceau jertfe și se simțeau ei oricum eliberați și despovărați. Dar Domnul Hristos finalizează. Și de ce n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise? Se face o lucrare desăvârșită de eliberare. Doamne, dă-ne-o, te rugăm. Vreau să punctez aici un element practic. Cum considerați dumneavoastră că se întâmplă lucrul acesta? Sunt oameni care se pocăiesc, dar după ani de zile vin și mărturisesc că nu se scapă de anumite lucruri, nu se simt despovărați, cad din nou și păcătuiesc. Și aceste cazuri se întâmplă uneori. În mod normal, după Scriptură, cine vine la Domnul și este spălat, spus așa simbolic, în sângele Lui, este iertat definitiv. Dacă cu adevărat întoarcerea la Domnul este sinceră, omul este iertat pe deplin. Numai dacă se mai încurcă, după aceea spune a 2 Petru capitolul 2, când vine diavolul din nou în ispită și e biruit de ele, atunci pot să mai apară stările de păcate. Dar dacă nu există altă explicație decât că omul nu s-a pocăit pe deplin. Și uneori ne întâlnim cazuri când cineva spune, de aici nu m-am mărturisit că m-am temut că nu mă botezați. Eu m-am gândit că îmi trece, știi? Mai spune tot ce ai. Că trebuie problema să se rezolve total. Urmează învățăturile după cum sunt date ca să se rezolve pe deplin. Deci dacă cineva se pocăiește sincer și urmează Scriptura așa cum este, nu se poate să nu scape. Dumnezeu nu face lucruri de jumătate. Și dacă se păstrează curat după aceea, dacă e creștinul evlaviosul, ucenicul care vine la biserică și stăruie, nu mai cade. Dar dacă din capătul lui nu pornesc cum trebuie și după aia se mai joacă cu păcatul, întâlnim stări
de oameni care nu pot să se rupă din stările de păcat. Și cine este într-una din asemenea situații, nu se simte iertat, nu se simte eliberat, să facă ce are de făcut. Ce vorbea aici când, printr-un mesaj din partea Domnului despre mărturisiri. Nu stați împovărați și fiecare să fie eliberat. Amin. Reacția oamenilor la cuvânt este ori necredință, ori credință. Cuvântul n-ai cu ce să-l întâmpin cu altceva. Asta fie la evrei, fie la neamuri. În primul rând, Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe cei evlavioși, pe cei de la biserică, spuneam. Și când a trecut mântuirea la neamuri, Domnul a vrut mai întâi să mântuiască pe unul care era om cucernic. Dar apoi, spune versetul 46, cuvântul Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, deci Dumnezeu are ordine. Dar fiindcă voi nu-l primiți, el se întoarce la neamuri. Și astfel, de la cei evlavioși, până la ultimul om, cât ar fi de rău, cuvântul Domnului trebuie vestit și are putere să lucreze. Dar ordinea e aceasta. Dumnezeu nu străcă ordinea. Scrie în Evanghelie că vameșii și păcătoșii și curvele intră întâi. Dar de ce intră ei întâi? Pentru că farisei n-au vrut să intre ei întâi. Dar Domnul hotărâse, de fapt, ei să intre întâi. Și apoi să intre și ceilalți. Dar fiindcă n-au vrut, s-a străcat rândul și se ia cu năvala. De aceea e năvală, pentru că oamenii nu-și țin rândul. Că așa ar fi normal. Cine ar fi normal să intre primul în clasa noua? Nu cei de pe clasa 8-a? Dar dacă ea tot rămân repetenți, o să intreacă ceilalți care sunt pe întâi și o să fie cei din urmă cei din tâi. Dar ordinea asta ar fi. Întâi iudei și apoi neamuri. Întâi cei evlavioși și apoi mergând spre ceilalți mai păcătoși. Sesizarea în versetul 40. Astfel lua seama să nu vi se întâmple ce au spus prorocii. Fiecare să ia seama cum se comportă. Cum dă năvală, cum înaintează în ucenicie și ce face cu viața lui. Cât privește reacția de credință, ca să poți crede, mai întâi trebuie să fii interesat. Aici neamurile și evreii s-au adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Să nu creadă cineva că el va înțelege Scriptura așa în timp ce se gândește la altceva. Dumnezeu se descoperă la cel interesat. Uitați ce expresie apare aici, versetul 48. Preamăreau cuvântul Domnului. Dacă vrei să-l crezi, pune-l la loc de cinste, preamărește-l, socotește-l de preț și o să-l crezi. Dar uitați-vă ce spune versetul 41, uitați-vă, disprețuitorilor, dacă îl disprețuiești, nu vei ajunge să-l înțelegi niciodată. Preamărește-l, cinstește-l, dedică-te lui și primește-l. Versetul 46, și fiindcă nu-l primiți cuvântul, când nu l-ai primit, nu ai șanse să fii zidit, să-l crezi. Știți ce spune la sămânța întâi? Nu-l primesc, nu-l înțeleg, îl calc în picioare și o fură diavolul. De aceea, atenție, cum primiți un anumit cuvânt. Dacă sunteți ispitiți și o anumită predică care ar trebui să o primiți, nu o primiți că nu vă place de cel care predică, hai bun, vă îngăduim, mergeți acasă, citiți-o singur. Și atunci ascultați-o în reluare în timp ce vă predică Pavel. Dacă nu vă place cum predică, să zic un altul. Dar nu disprețui cuvântul prin prisma predicatorului. Citește-l acasă. Dacă unul de pe stradă ți-a dat o idee, nu disprețui, vorbeam de altă dată, asta nu primim că e de la baptiști. Du-te acasă și dacă e din Biblie, nu o lua ca de la baptiști, că văd că-ți vine greu. Ia-o ca din Biblie. Preamărește cuvântul și crede-l. Că-și ceilalți, care îl disprețuiesc, am amintit deja versetul 41, în zilele voastre voi face lucrare pe care nu o veți crede nici de cum, dacă va restorosi-o cineva. Ăștia cum de nu cred? Oricine le-a restorosi-o. Fiindcă disprețuiesc. Și cine disprețuiește, nu ajunge să creadă. Nu poate crede. Cine disprețuiește? Apoi spune versetul 45. Fiindcă iudeii când au văzut noroadele s-au umplut de pismă. Se mai poate întâmpla ceva? Să vezi tu pe altul că Domnul îi dă daruri și fiindcă nu-ți place ordinea asta și felul în care a hotărât Dumnezeu să lucreze, tu te închizi pentru cuvânt și te tai singur de pe listă. Că nu noi dăm directive la Dumnezeu cum să facă și cum să-i potrivească. Face cum vrea. Dacă ți-e pismă că s-a pocăit altul înaintea ta, că de ce Domnul pe ăla le iartă, că de ce cu ăla face așa, tu te-ai închis și nu mai primești cuvântul. Nu noi stabilim condițiile, Dumnezeu le stabilește. Deci dacă disprețuiești, dacă pismuiești și dacă nu-l primești, rămâi în necredință și nu-ți trebuie alt păcat să faci, să nu fii mântuit, numai să nu crezi. Farisei nu trăiau în curvie, dar n-au putut să primească pe Domnul. Pe motive din acestea, de mândrie interioară, de pismă, de atitudini proprie ale minții lor. Și-au pierdut cuvântul. Deci,
Misionarii s-au dus mai întâi în sinagogi, pentru că ordinea este de la cei care sunt la biserică. La sinagogi era acel program de citire a Vechiului Testament cu explicații. Diferența apostolilor și a lucrării din biserică este explicarea Scripturii, văzându-i împlinirea și toate au locul lor și făgăduința lor. Și apoi efectul propovăduirii este iertarea păcatelor. Ca oamenii să fie mântuiți, să aibă bază în Dumnezeu în ceea ce face și astfel să aspire pentru viața veșnică. Vis-a-vis de aceste lucruri, punctăm două aspecte. Îndrăzneala propovăduirii cuvântului. Uitați, vă citesc 13 cu 4-6. Dar Pavel și Barnava le-au zis cu îndrăzneală. 14 cu 3. Totuși au rămas destul de multe vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală. Și apoi tot fapte 4 cu 13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat. Întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea divină. Și cine predică cuvântul curat însoțit de Duhul lui Dumnezeu are autoritate. Autoritate și peste lumea demonică, de cum peste oameni? Cum își face polițiștul serviciu? Are autoritate. Și ceea ce mie să zic mi-ar fi teamă să mă duc să le iau pe unul, spun vină încoace, să-mi tinde mâine, să-i pun cătușul. El își face meseria. Are autoritate. Un altul, un învățător la școală, îi cheamă pe elevi, poftiți în clasă. Nu mă dângări cu un clopoțel între toți. Îl știe tot, e directorul. Are autoritate. Cu cât mai mare este autoritatea cuvântului Dumnezeu? Un cuvânt care dă autoritate. Autoritatea cuvântului trebuie înțeleasă, un exemplu, ca și cum ar veni niște ordine de la București și prefectul de aici sau administrația locală doar le aplică, le anunță și le aplică. La fel, cuvântul lui Dumnezeu veni din cer, sub autoritate divină și trebuie să-l predicăm cu teamă, în același timp cu toată îndrăzneala. Fără să ne fie teamă să spunem un lucru sau altul, fără să ne fie teamă de oameni, fără a căuta la fața omului, să te marcheze îndrăzneala. Pentru că îndrăzneala este numele Domnului Iisus. Și El când a spus îndrăzniți că El a îmbiruit lumea, nu s-a referit numai îndrăzniți în fața unui martiriu chiar. În primul rând, o îndrăzneală a cuvântului, că pe unde n-ai mers cu cuvântul, nu te caută nimeni la prigonă. Că prigonă numai după ce ai mers și ai predicat Evanghelia. O îndrăzneală în a vorbi cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Amin. În fața acestei autorități, pentru că astăzi mai mult am vorbit despre predica lui Pavel, în fața acestei autorități a cuvântului, oamenii se împart în două. Unii ne ascultă și unii ascultă. Pentru cei care ne ascultă, uitați ce spune aici, versetul 51. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioarele lor și ăsta e amprentă pentru ziua judecății. Cine ne ascultă? Și mai sunt și alte cazuri în Cartea Faptele Apostolilor, când n-au făcut altceva decât au scuturat praful. Cine n-ascultă de autoritatea asta, din cei de afară, nu e treaba noastră să-i adunăm și să-i ducem în ghetouri. Doar scuturăm praful. Adică ar veni asta, cu alte cuvinte, să abandonezi lucrarea acolo. M-a spunea cineva, vezi să nu scuturi praful prea repede. Spui, ei las pe ăștia în plata lor și m-am scuturat și gata. Nu scutura praful repede. Numai atunci când trebuie, aici în final au scuturat praful, după mai multe intervenții, după mai multe sabaturi, știți cum face și Dumnezeu, de două, trei ori și apoi scutur praful. Când nu mai merită încercat. Iar cei care l-au primit, versetul următor, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Au zis, nu numai în Ierusalim erau plini de Duhul Sfânt, și în Antiohia Pisidiei. Plin de Duhul Sfânt și plin de bucurie. O avem asta? Dacă n-avem aia ce am vorbit înainte cu iertarea păcatelor, nu suntem eliberați, păi n-avem asta. Astea două nu se împac. Ori ești necăjit, ori ești trist. Ori necăjit și trist, ori bucuros. Nu se poate și una și alta. Adevărata stare este cea de bucurie. Și 2 Corinteni, capitolul 2, în timp ce mergem cu Evanghelia până la marginile pământului, spune aici, Dumnezeu răspândește prin noi mireasma cunoștinței Lui. Deci cuvântul are un miros bun. Numai unora le displace mirosul acesta, ca altora care s-au săturat de mană și au spus, tot gustul ăsta, așa, știi, în 2 Timotei 4 spune că unora nu le mai place gustul ăsta, mă, că e o mireasmă. În adevăr, noi suntem în altă Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Deci predicarea e undeva între cele două căi, acolo e locul predicatorilor.
Și predicatorii împart, unii pe calea îngustă, unii pe cealaltă. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, și se finalizează cu praful pe picioare, pentru aceia o mireasmă de la viață, adică de la viața de aici, spre viață, sau de la viața creștină de aici spre viața veșnică. Că și noi nu străcăm cuvântul și îl vestim cu îndrăzneală așa cum ar trebui vestit. Domnul să ridice adevărați lucrători care să-și facă misiunea în biserica locală și în bisericile de prin prejur, după cum a făcut și Pavel în centru și apoi a împânzit și zonele rurale. Cuvântul trebuie însoțit de îndrăzneala Duhului Dumnezeu. Cuvântul trebuie primit. În primul rând trebuie să ne rugăm pentru lucrători ca să fie adevărați lucrători și apoi ca toată biserica să fie ucenici. Poate spun surorile, asta e ucenici, asta e expresia așa, că scrie în Biblie, dar noi nu știm cum vine asta. Bun, vă citesc ceva din Fapte, Fapte 9, cu 3-6. În Iope era o uceniță. În biserica primară n-au fost altceva, e și el acolo membru, știi? Adică avem enoriași. Bisericile n-au mers pe ideea asta, o uceniță. Și a găsit și ea rolul de uceniță, ce să fac. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Și a înțeles că e la ucenicia de lucra la atelierul de croitorie a bisericii. Nu că exista așa ceva. Ea și-a deschis un punct de lucru și a înțeles că asta e lucrarea ei. Și astfel sunt și aici surori care știu menirea lor. Unele se ducă la spital să mângâie, să îmbărbăteze pe un bolnav. Altele se duc și se roagă. Altele se duc și sprijinesc într-o parte și într-alta. În Noul Testament mai scrie că sunt unele care umblă fără nicio treabă. Alea nu și-au găsit rolul de ucenicie din casă în casă. Alea nu sunt ucenici. Nu sunt. Dar erau și alea un fel de creștine. Aia nu sunt ucenici. Un ucenic și o ucenică are ceva de făcut. Nu stăm toți la drapel. Dar în ultimul post acolo, în ultimul foișor, dar ăla e foișorul tău. Și ești un ucenic. Și că unul era la o haltă și mătura atât de frumos și minuțios. Și îl întreabă unul, dar ce mături așa, că nu-i gara centrală din capitală? Ce? Nu, de aceeași rețea de căi ferate. Un om conștiincios care știa să-și facă rolul de ucenic în banca lui. Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat ucenici. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.